nostru. M-am gândit să îi aducem așa împreună un omagiu și având în vedere că cumva acum duc tradiția mai departe și către o altă generație, m-am gândit să refac un cântec foarte cunoscut din repertoriul lui Ioan Lucian Mihalea. Dacă ți-aduci tu aminte de Jocul până la stele, Ninge peste noi cu flori, pe care îl cânta împreună cu Cătălin Munteanu. Un puș din minisong, care a fost un pic înaintea noastră. Exact, o generație mai mare. În grup o să vă cântăm acum chiar melodia asta într-o variantă nouă, reorchestrată de Andrei Tudor, și sper să-ți placă. Foarte frumos. Chiar vă ascult și mai vorbim după aceea. Ok. Ninge peste noi cu flori, dintr-un nor de stea cu minte, și ne întoarcem de cu zori printre stoluri de cocori. Luptam cu nori în joacă și zburam până la stele, pe cărarea vârstei mele. Alegeam o stea mai nouă și-o îmbrăcam un strai de rouă și-o rugam să-mi ocrotească joaca mea copilărească. Ninge peste noi cu flori, dintr-un nor de stea cu minte, și ne întoarcem de cu zori printre soluri de cocori. De cântec luminos peste gânduri și cuvinte, toarce vremea înainte, un fuior de vis frumos. Bravo! A fost
perfect, va ieși finalul. Facem și o plecăciune așa și sperăm că ți-a plăcut surpriza noastră pentru foarte tine. Foarte frumoasă, într-adevăr foarte frumoasă. Cum? Mara insistă. Să facem și reverență. Mara, o reverență acum, vă rog, 2 3 și. Perfect. Băieții nu fac reverență. Nu, băieții. Plecăciune. Ia încă o dată. Nu, încă o dată plecăciunea. Oba! Perfect, toată lumea a observat, s-a văzut până în Canada. Da. Ce sfaturi vă dă Alina înainte de a intra pe scenă? Să zâmbim mereu. Te-am urmărit, ai zâmbit. Te mai și ceartă, Alina? Decât când nu zâmbim sau că ne scărpinăm în timpul spectacolului. Așa, drept urmare, am văzut-o că înainte de a intra pe scenă, înainte de a da rec, de a începe ce emisia... Ce avem, Alona? Ce avem înainte? Ce trebuie să faceți înainte de a începe treaba? Trebuie să o facem să zâmbim la cameră, exact. Sau să ne uităm la ea. Exact, urmăriți becul roșu și aveți și un minut de... Scărpinat. Un minut de scărpinat înainte de a intra pe scenă, au un minut în care au voie să se scărpine, exact. Ceea ce mi se pare grozav ca să... Da, trebuie să folosim mereu tot felul de trucuri, dar deja nu mai e nevoie cu ei, pentru că îi văd cu fiecare spectacol, cu fiecare ieșire în fața publicului, deja da, au experiență, deja au vestimentații la casă pregătite pentru emisiune, așa că cum deja au atitudine de artiști. Am văzut deja, am văzut. Cum sunt structurate cursurile? Noi ne vedem la atelier, lucrez individual, pentru că cred că asta este secretul, astfel încât fiecare copil să se dezvolte cât mai bine. Ne vedem la atelier de 2-3 ori pe săptămână, avem un program intens. Acum, bineînțeles că o să urmeze o vacanță bine meritată pentru toată lumea și din toamnă o să ne revedem. Și din toamnă cine se mai poate înscrie? Și din toamnă așteptăm copiii cu vârste între 4 și 10 ani. Asta este targetul meu. Oricum, toate detaliile le găsesc cei care doresc să ni se alăture pe www.alinasorescu.ro. Perfect, am dat toate detaliile. Da, ți-au schimbat viața, cred. Da, mi-am schimbat viața în bine, pentru că sunt plin de energie și când trece o vacanță, cum e când ne revedem noi din vacanță? Când ne luăm așa în brațe și ne pupăm, vai, ce ne-am lipsit. Parcă ați trecut ani de zile, nu? Da. Și îmi place că îi văd așa crescând de la o lună la alta și îmi pare rău că în vacanțe nu putem fi mereu împreună. Deja am prins drag unii de alții. Îmi povestesc ce mai fac pe acasă, ce mai fac cu frățiorii lor, ce pățanii pe la grădiniță, pe la școală, știu tot. Știu tot, poveștile de dragoste dintre ei. Am văzut, uleu, da. avem și anul acesta? Avem. Roberta? Cum mai ești cu dragostea? Îl mai iubești răzbunată. Pe Stelian? Răzbunată. Dragostea este răzbunată. Aoleu. Dar de cine îți place? De cine îți place de aici, în grup? Doar de Stelian. De Stelian? Și-a da, de Stelian, pe care vrei să îți place de mine, dar vrei să te răzbun pe mine, nu? Oh, deci e o telenovelă aici. Da, nu e simplu, nu e simplu. Dar ce a făcut Stelian de ești supărată pe el? Poți să-l părăști acum, stau de o lume întreagă. Zi tu ce a făcut. Sau se mai bine zici... Nici măcar un pup. Nici măcar un pup? Nu i-a dat. Stelian, da. Nu se pentru că nu mi-ai zis asta, am văzut și la păi uite, ți-a zis acum, ia dă-i un pup acum. Hai, să mă acum. Hai, dă-i un pup. Hai, un pup. Nu, hai unul. Nu se poate. Nu, Stelian. Am alergat tot timpul ca să-mi dea. Da, ai alergat tot timpul și nimic. Ea a zis că o să pună pietre pe unde stă ea, că eu mai vin acasă la ea și să-mi rup nasul. De răzbunare. Măi, da, Stelian, nu se poate acum. Eu înțeleg că nu pot să pun din cauza ochelarilor, cred. Poate mă răzbun și eu pe ea. Nu, eu zic să mă împăcați, că așa e frumos, a fost 1 iunie. 1 iunie de ziua voastră. Hai să mă împăcați, hai în centru aici. Hai, cadou de 1 iunie. Atunci dă doar mâna cu ea, așa. Hai, bate palma cu ea. Hai, și tu acum. Stai, că nu vrea ea. Așteaptă. Ama, trebuie să vă împăcați. Uite, așa e frumos. Hai, Rob. Gata, bravo. Mulțumim. Să mai venim la tine, că văd că ne rezolv problemele. O să fie și pupicul în direct. Până atunci. Și o să vreau să ți prezint și așa pe toți. O să începem să facem cu mâna așa de la pe la cameră Gabriela, da? Ea este Gabriela. Hai, facem cu mâna pe Stelian, deja îl știți. Alessia, așa, Iza, Ilea. Bun, Ana Maria. Rareș, deja ați aflat, Gloria Mara, care o chiță superbă, Maria, Roberta, deja știți, Bianca, Alona, Alexia și Antonio. Ei sunt. Roberta, dar tu ai văzut ochii lui?
Știi? Adică ce culoare au ochii lui? Sau poartă negru. Mereu? Negru. Negri sunt. Deci nu poartă... Nu sunt negri, auzi? Dar cum sunt? Nu sunt negri. Dar cum? Păi dacă nu-ți dai jos ochelarii... Ia să ți vedem, hai. Yes, sunt negri, bravo! Am făcut și o descoperire în direct. Sunt un fel de maro. Sunt un fel de maro. Aha, bun, un fel de maro. Bine, dar și știu ce culoare sunt. Bun, și uite, mă uit și în camere. Bine, ai într-adevăr multe aventuri aici. Mai venim ca să vă ținem la curent. Da, chiar mă distrează teribil. Cum se dezvoltă lucrurile la noi. Mă distrează teribil toate poveștile. V-am așteptat, știu, de câteva luni tot vorbim despre grupul vostru. Da. Alina, tu cânti acum, nu? Da, da. Foarte multă lume mă întreabă, văzându-mă mai des în ultima perioadă în compania copiilor, dacă eu nu mai cânt. Dar cred că aveam nevoie de ceva nou în viața mea și personală și profesională, așa că acest proiect a venit la fix. Dar în același timp mi s-a făcut dor de muzică și lucrez la un proiect nou care va fi gata foarte, foarte curând. Ah. Așa o surpriză. Bine, mai vorbim la momentul respectiv. Da, o să vă vizitez și o să vă povestesc atunci. Îți mulțumesc că ai venit. Bun. O să rămână și alături de mine, o să cânt eu cuvinte de dor și ei vor fi lângă mine. Și da, la mulți ani. La mulți ani. Mulți ani, la mulți ani. Mersi mult.
de la ora 14, Asociația Aripi de Lumine din Chieri organizează spectacolul Salvăm Planeta Copiilor, eveniment care va avea loc la adresa afișată. În cadrul acestui spectacol, participanții se vor bucura de o paradă de costume, expoziții de lucrări, jocuri interactive și concursuri. Mai multe informații despre cum sărbătoresc românii din Chieri Ziua Copilului găsiți dacă accesați adresa de pe ecran. Clubul Helveto-Român Lucerna organizează vineri, 8 iunie, o seară country. Cum seriile plăcute de iunie sunt o încântare până la ore târzii, clubul din Lucerna vă invită să petreceți o seară country împreună cu toată familia și să gustați specialități americane ca hamburgeri, desigur hot dog, popcorn și salate. De la evenimentul care va avea loc în Ebicon, începând cu ora 18:30, nu vor lipsi ritmurile country sau bluegrass. Sunteți rugați să vă anunțați participarea până miercuri, 6 iunie, la numerele de telefon de pe ecran. Eu vă urez distracție plăcută și poftă bună! Pe 16 iunie, Asociația Românilor din Hamilton vă prezintă un concert extraordinar susținut live de maestrul Benone Sinulescu, ce va fi acompaniat de trupa Millennium. Prețul unui bilet este de $35, iar copiii sub 7 ani pot intra gratis. Din cauza numărului limitat de locuri, organizatorii vă recomandă să vă faceți din timp rezervarea la numerele de telefon de pe afiș. Românii din Statele Unite sunt invitați la cea de-a treia ediție a Festivalului Origini Românești, care are loc la Niles, lângă Chicago, în parteneriat cu ProTV Internațional, pe 30 iunie și 1 iulie. Unul dintre cele mai importante momente oferite în cadrul festivalului este Parada Portului Popular Românesc, care își propune să strângă peste 100 de costume populare autentice românești, ce vor fi prezentate pe categorii de vârstă în două etape, câte una în fiecare zi. Un juriu va stabili apoi punctajul fiecărei persoane și costum pentru a stabili câștigătorii premiilor. Distracție plăcută tuturor! Mai multe informații găsiți pe site-ul afișat pe ecran. Este mândria părinților săi, dar și a noastră, a tuturor românilor, pentru că ne reprezintă țara cu succes de fiecare dată când urcă pe locul întâi la toate concursurile la care participă. Are doar 12 ani și este deja un adevărat campion, de la care avem cu toții multe de învățat. Mă bucur să-i spun bun venit la ProTV Internațional unui copil extrem de talentat, de la care abia aștept să aflu ce înseamnă succesul în viziunea lui, Gabriel Coconu, campion național la patinaj artistic. Bună seara, Gabriel! Sărăuna! Bună seara, ce faci? Bine! Deci cum e cu succesul? Ce e succesul după tine așa? După mine succesul înseamnă să fii bun la toate concursurile, să nu te faci de râs, mereu să fii, nu neapărat pe podium, dar să ai un program foarte bun. Important adică... e să țintești sus. Da. Am multe de învățat de la tine în această seară. Gabriel, dacă să te cunoască oamenii, pentru că tu n-ai putut să... vii cu patinele aici în această seară, așa cum au venit ceilalți copii cu programul lor. Eu zic să-i rugăm pe cei care ne privesc să vadă filmulețul și ne întoarcem după aceea și vorbim mai multe. Ești ok? Da. Vă invităm să urmăriți o filmuleț. Suntem mândri de tine, să știi. Unde erau imaginile filmate? Păi, prima parte era în Italia, în campus, în Pinzolo. Și antrenorul acela era domnul Igor Novodran. M-am antrenat cu el. Iar premiera unde era? Premiera era în Brașov, la concursul Crystal Skate, primul meu concurs internațional câștigat. Locul întâi? Locul întâi. Ai venit cu o mulțime de medalii, da, cu da. O cupă. Te rog frumos să le arăți că e păcat. Eu o să citesc aici o listă lungă de premii, pentru că avem aici un CV impresionant.
Activitate competițională martie 2009, Cupa României locul 1. Aprilie 2009, da. Campionatul Național locul 1. Martie 2010, Cupa României locul 1. Martie 2010, Campionatul Național locul 1. Decembrie 2010, Cupa Mușcăciun locul 1. Ianuarie 2011, Cupa României locul 1. Februarie 2011, Cupa FRP locul 1. Aprilie 2011, Campionatul Național locul 1. Octombrie 2011, Crystal Skate International, pe care l-am văzut acum, locul 1. Când te-ai apucat de patinaj? M-am apucat de patinaj la vârsta de 7 ani. Aveam 7 ani. Ce te-a făcut să alegi acest sport? Păi, aș putea spune că nu eu l-am mai ales pe el, ci el m-a ales pe mine. Adică, cum s-a întâmplat? Părinții mi-au aflat de secția de patinaj, de la liceu program sportiv din Brașov, condusă de doamna antrenoare Olga Nol, și s-au hotărât să mă trimite și pe mine. S-a plăcut? Din prima? Da, nu chiar. La început am totul ca pe joacă, dar datorită doamnei antrenoare și țin să-i mulțumesc și pe această cale, mi-am descoperit talentul și s-a trezit în mine pasiunea pentru acest sport. Înțeleg că înainte făceai și alte sporturi, mai practicai alte sporturi? Da, am practicat pentru o scurtă perioadă de timp basketul, dar acum, privind în urmă, îmi dau seama că sunt un individualist, îmi place să dau totul pentru mine, să fiu în armonie cu muzica, cu mișcările și să coleg aprecierile publicului, ce înseamnă recunoașterea muncii mele. Ai vorbit foarte frumos, în primul rând. Mulțumesc. Deci, ăsta este sportul care se potrivește. Eu știam că ai făcut și ping-pong, ai făcut mai multe sporturi înainte. Nu, n-am făcut ping-pong, dar îmi place foarte mult să joc ping-pong. Ideea e că toți cei care te-au întâlnit până acum au spus despre tine că ai fi putut face performanță în orice sport, dar da, tu îl simți așa pe sufletul tău, da, patinajul artistic. Nu poți să trăiești fără patinaj. Nu poți să trăiești? Unde te vezi peste 5 ani, să spunem? Păi nu știu, sper să reprezint România la concursurile internaționale și să prezint onorabil. Onorabil. Dar cum e viața de sportiv de performanță? Cum te împaci cu școala? Păi, cu școala mă fac foarte bine. Cred că m-am descurcat onorabil până acum. Onorabil e un cuvânt care te definește, să spun așa. Ce vorbești? Ești de vârf. Onorabil, am văzut. Da, anul trecut am dat examen la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov și am intrat al 16-lea din 120 de candidați. Primul semestru din clasa 5 l-am terminat cu media 9,93 și sper să termin anul tot cu medie mare, dar asta este doar datorită doamnei învățătoare și colectivului profesoral, deoarece m-au sprijinit și m-au susținut și eu le mulțumesc și le promit că nu o să-i dezamăgesc. Dar ai timp de toate? Da, am. Cum arată o zi din viața ta? Când ai și antrenamente, când ai și școală, păi, cum te faci? Păi luni, de exemplu, am școală 5 ore, da, apoi merg la meditații. Da, așa. Până la 5. După aia, de la 7:30 am antrenament și de la 5 la 7:30 fac temele. Trebuie să termin toate temele. Și de la 7:30 încep antrenamentele în fiecare zi? Da, în fiecare zi. Câte ore? Normal, 2 ore. Și uneori așa când îi vezi pe colegii tăi că la 7:30, nu știu, ei iese să joace afară sau... Nu-ți pare rău? Nu, că mă simt mult mai bine când sunt la antrenament decât când sunt afară cu prieteni. Da. Prietenii au venit să te vadă în concursuri? Da, au venit la Crystal Skate. A fost o foarte mare parte din clasă. Jumătate din clasă, cred că a venit la... Și ai simțit acolo că te susțin în public? Da, am simțit. Strigau. Înainte, cred că au făcut o ședință de spiritism, ceva, să rugau să câștig. Gabi, da. Când ai avut cel mai mare emoții? Păi, am avut emoții foarte mari la campionatul național de anul acesta, deoarece venisem după accidentare destul de serioasă, care m-a ținut departe de gheață timp de o lună. Am avut emoții, nu pot să mint, și cam pe la sfârșitul programului m-a luat durerea de burtă și am clacat. Dar la îndemnul doamnei antrenoare, chiar dacă durerea era insuportabilă, am terminat programul și am reușit să ajung pe locul 3. Bravo! Asta înseamnă să fii învingător, da. Nu să faci performanță, să nu te lași niciodată. Se mai întâmplă, nu? Se mai da, ai momente. Întâmplă, da. A fost momente așa de când faci tu acest sport în care să renunți, să vrei să renunți definitiv? Nu, adică pe jumătate, să zicem. Când știu că nu mai am nicio șansă sau am căzut de prea multe ori, sunt destul de supărat și nu și prea. Și vine să ieși de pe gheață? Da. Dar nu s-o ia de la început. A, vine să iei de la început, da. Dar să renunți definitiv la sport nu ți-a trecut niciodată prin minte? Nu, niciodată, absolut niciodată. Face parte din viața ta, nu? Nu poți să trăiesc fără sport. Asta este minunat și înțeleg că nu te întâlnești doar în țară, ci și în străinătate. Da, am fost în foarte multe campusuri. De exemplu, azi merg cu tata în Turcia. Da, gata, plecați, da, în Turcia? Da.
Trebuia să plec vineri, dar a fost o foarte mare onoare pentru mine că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră și... Și pentru noi a fost o enormă bucurie să te avem invitat în această seară și cu atât mai, ne simțim cu atât mai flatați dacă tu ți-ai amânat puțin cantonamentul pentru a fi prezent. Da, mi-am amânat câteva zile din cantonament ca să vin aici. Avem și câteva imagini pe care o să te rog să le comentezi împreună cu mine, să-mi spui de unde sunt. Aici, unde erai? Aici, cred că eram la București, la campionatul național de anul trecut. Este doamna antrenoare? Da, doamna blondă, doamna antrenoare, Olga Nanghi. Și ceilalți sunt colegii mei din club. Da, ești... Aici este la Budapesta. Așa, da, spunem tu, nu te întrerup. Santa Claus. Cap. Da, ești conștient, asta vreau să te întreb, că faci anumite sacrificii pentru sportul ăsta? Le simți da, ca pe sacrificii? Dar nu, deoarece toate sacrificiile pălesc în fața bucuriei care o simt atunci când sunt pe viață. Ce simți la final când ești pe podium și se ascultă imnul României? Este o bucurie enormă, nu o poți descrie în cuvinte. Da. Uite, aici ai o medalie? Aici, da, aur la campionatul național de anul trecut. Și zâmbetul spune totul. Erai în al nouălea cer, nu? Da. Ai un ritual înainte de a intra pe gheață? Îți faci o rugăciune sau te pregătești într-un da, mod special? Da, mai fac câteodată rugăciunea, dar în mod special nu mă pregătesc. Ești sigur pe antrenamentele tale, da. Nu? Aici? Aici e la Brașov, dar nu sunt sigur când. Aici e în Italia, da, cu Alexei Mișin. Antrenorul lui Plușenco, Evgeni Plușenco. Iar antrenoarea ta de aici din țară, uite, mai e o poză, am crezut că s-a terminat. Asta e poza cu Ștefan Lambie, campion mondial la rândul lui. E idolul tău, da. Să înțeleg, nu? Nu pot chiar să zic că să te întreb, ce idol ai sau dacă urmărești anumite programe? Nu am idol, sau... deoarece eu cred că de la fiecare patinator poți învăța câte ceva. De exemplu, în România l-admir foarte mult pe Zoltán Kelemen, deoarece el, prin muncă și dăruire, a reușit să prezinte onorabil la toate concursurile la care a fost. Dar, da, cel mai apropiat sufletului meu este Ștefan Lambie. Aici e cu... aici e cu doamna antrenoare. Doamna antrenoare care bănuiesc că este foarte mândră de tine. Da, este mândră de mine, dar la fel de mândră este și de ceilalți elevei. De exemplu, Denisa Sandu, viitoare reprezentantă la concursurile internaționale de patinaj, este tot eleva ei. Bun, deci are rezultate foarte bune, o felicităm atunci pe această cale. Te mai și ceartă, așa se mai întâmplă? Da, evident că mă ceartă, deoarece fără ceartă nu există performanță. Cine te susține cel mai mult în acest sport? Păi, mai ales părinții, în special tata. Tatăl tău este în această seară alături de noi, îl salutăm și vă felicităm pentru copil. Uite, poză cu părinții tăi, mântipui, nu? Îi felicităm că investesc atât de mult în tine, da? Și că se țin de treabă să... Și sora mai mică. Da, Emma. 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 Hello Kitty. Emma, o saluți? Da. Câți ani are Emma? Emma are 5 ani. Face 6 ani pe 28 iulie. S-a apucat de vreun sport? Nu, ea face pian. Face pian, deci ales altă zonă un pic. Da. Că patinaj și antrenarea mea nu mai primește copii. Nu, dar poate cine să... are? Da, poate să cine fac știe? În viitor. Cine da, și te consideri așa un model pentru ea? Da, deoarece tot ce fac eu este o provocare pentru ea și mereu vrea să mă ajungă. Da, cred că sunt un model pentru ea, chiar dacă uneori mai învăț și prostioare, deoarece e foarte, foarte dulce când le face. Am înțeles. Așa se întâmplă cu frații mai mari. Da. Dar o să zici, o să fie și mai bine peste câțiva ani, când o să poți să ai grijă de ea, când o să vină la școală, tot o să fie acolo băiatul care o apără. Apropo de asta, cum faci față fanelor? Că trebuie să recunoaștem, e și foarte frumos. Deci după ce că ai talent, înveți bine, e și foarte frumos, te-ai și rușinat puțin, dar trebuie să o spunem, să fii modești. Cum faci față fanelor? Nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu prea le fac față. Am foarte multe fane, dar am deja prietenă. Am înțeles, deci trebuie, ele pur și simplu trebuie să înțeleagă această situație. Sunt multe fete care mă plac și vin după mine, Gabi. Îți trimit mail-uri sau pe Facebook sau nu, cum se întâmplă? Sunt destul de micuțe, nu sunt foarte mari. Bun. Dar îți, nu, cu SMS-ul nu, deci nu e... Nu cu SMS-ul. Nu s-a ajuns până acolo. Mai mă sună de Paști, de Crăciun, de... Acum, de ziua copilului. Da. Tu ai o iubită și... Da,
Da. După concursuri, vin să-ți ceară autografe? Nu dau autografe, nu sunt chiar atât de faimos. Dar jucării primești? Sau da, mi se aruncă plușuri, dar nu le păstrez. Adică nu, se aruncă, e un obicei la noi, se aruncă da, și vin și le ia înapoi. Și aruncă la fiecare participant. Am înțeles, am crezut că le adun și... Nu. Unde te vezi când o să fii mare, așa? Te vezi tot în lumea sportului sau vrei să alegi o altă meserie? Păi nu, vreau să fiu în elita mondială a patinajului artistic, dar în același timp vreau să fiu și un avocat celebru. Un avocat? Da. Ce te face să alegi această meserie? Pe cine ai? Ai în familie? Pe cineva? Sau? Nu am chiar pe nimeni în familie, nici rudele mele, nu am nici rude avocați, dar îmi place foarte mult meseria asta. Mă uit la filme cu avocați, la... de toate. Și întotdeauna găsești tu cât un argument pentru fiecare și îți place să apă dreptatea, nu? Și la școală, când la lecții sau dacă eu, să zicem, că consider că am făcut ceva corect și colegii zic că am greșit, mereu îmi apăr cauza, da. E perfect, e bine atunci. Nu știu cum se împar că sportul de performanță, dar cred că la tine merg lucrurile, atâta timp cât tu faci acum performanță și ești un elev foarte bun. Eu cred că dacă îți propui orice poți să realizezi, Gabi. Da, o să te rog doar să mă scuzi o secundă pentru că avem un telefon și ne întoarcem imediat după acea conversația noastră, dar avem un telefon în direct pentru că românii din Irlanda se pregătesc și intens pentru a-i sărbători pe cei mici, astfel că mâine, 3 iunie, comunitatea românilor din Irlanda vă invită la Ziua Familiei. Mai multe informații despre acest eveniment ne oferă chiar acum Anca Lupu, președintele comunității. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara și la mulți ani copiilor! Da, exact, la mulți ani tuturor copiilor! Bună ziua vouă și invitațiilor din platou și tuturor telespectatorilor și bine v-am regăsit! Îmi pare bine să vă aud din nou! Spune-ne, te rog, cum merg pregătirile pentru evenimentul de mâine? Suntem în focuri, cum ar spune mulți. Ne pregătim pentru această zi minunată, Ziua Copilului și a Familiei. Practic este o colaborare între organizația noastră și Moldova Vision. Este o organizație a basarabenilor de aici, din Irlanda. Ne pregătim cu foarte multe activități pentru copii. Vom avea... Evenimentul va fi organizat la un club de tenis de pe lângă Dublin. Activitățile, bineînțeles, implică antrenori de tenis pentru copii, câteva lecții de tenis pentru copii, tenis pentru adulți, multe jocuri interactive. Vrem să aducem câteva din jocurile noastre din copilărie, cum ar fi ratele și vânătorii, țară-țară, vrem ăsta și multe altele pentru toți cei prezenți acolo, cu o tombolă. La ce oră începe programul de mâine? Programul începe la ora 1 și va fi până la ora 6. Unde are loc evenimentul mai exact? În Shankill Tennis Club. Este, după cum ți-am spus, un club de tenis de aici, din Dublin. Dar de ce Ziua Familiei și nu Ziua Copilului? Pentru că ne gândeam că sunt foarte mulți membri ai organizației noastre care nu au neapărat copii. Și atunci nu am vrut să facem neapărat o discriminare, să spunem, domnule, e Ziua Copilului și oamenii să creadă că nu pot veni dacă nu au copii. Și atunci am spus Ziua Copilului și a Familiei și atunci toată lumea este binevenită. Și cum se pot face înscrierile și cât costă biletul de intrare? Biletul de intrare este 5 euro. Pe afiș am trimis un poster, este un număr de telefon acolo. Trebuie să sune și să-și practic rezerve, să-și confirme prezența, iar plata se face pe loc, când ajung acolo la, mă rog, în locul respectiv. E perfect! Mulțumim foarte mult pentru informații! Cu plăcere! Mult succes! Încă o dată și eu! Mulțumesc și la mulți ani din nou tuturor copiilor din Irlanda. Le transmit. Și la mulți ani tuturor copiilor din România și din întreaga lume. Ne întoarcem în platou alături de Gabi, chiar de Ziua Copilului sau când vine Crăciunul sau așa, ce-ți dorești să primești cadou? Sau? Nu cer neapărat un cadou. Nu? Dar care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit până acum? Cel mai frumos cadou cred că a fost de Crăciun sau de ziua mea. Nu pot să... Ce anume? Păi de ziua mea am primit un telefon. Așa. Și de Crăciun am primit un laptop. Deci omul e serios. Așa te pregătești pentru cariera de avocatură, nu? Și trebuie toate datele. Și la liceul de informatică avem nevoie de laptop. Deci le faci program, pe toate, am înțeles, le faci pe toate.
următoarele competiții? Păi, cred că primul concurs va fi Kristen Skate din nou, da, în septembrie, pe care sper să-l câștig și anul acesta. În septembrie, bun. Da, în septembrie sau octombrie, și nu știu. Și dacă să ar fi să câștigi, cui ei dedica victoria? De obicei, victoriile le dedic familiei, în primul rând, dar tuturor persoanelor care mă sprijină și mă ajută. Și până în septembrie, vacanța ai? Vara asta, ai planuri de vacanță? Păi da, cred că o să merg și anul acesta în Pințolo. De fapt, o să merg și anul acesta în Pințolo. Și prin strădanile domnului Adrian Ciobanu, președintele Federației Române, care s-a străduit foarte mult pentru viitorul patinajului artistic, se va organiza un campus în august, care a mai fost și anul trecut. Sper că ați observat că eu când am pomenit de vacanțe, el s-a gândit tot la antrenamentele lui. Da. Deci nu concepi vacanță de vară fără antrenamente, nu există așa ceva. Nu, poate doar o săptămână, atât. O săptămână poți să-ți iei liber, dar altfel în fiecare zi câte ore ai spus? Două ore, dar în cantonamente pot fi și 4 sau 6 ore de antrenament. E foarte bine că le faci față, că ai așa performanțe recunoscute național și internațional. Trebuie neapărat să arătăm, ia, să te ajut cu diplomele, dacă tot ai venit până aici, cu ele. Diplomele. Toate diplomele, le arătăm, uite, una după alta. Așa, Brașov, secundă. Campionat național de patinaj artistic. Gabriel Cocon. Diplomă după diplomă. Ia uite câte sunt. Așa. Nici nu mai știu de unde am pornit. Cupa României. De aici. De aici am pornit. Da. Cu toate medaliile, cu o cupă. Te felicit. Mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet că ai venit și că, uite, ai amânat pentru noi campionatul. Da. Și ne dorim să vii cu reușite și mai mari și peste 5, peste 10 ani, să te vedem pe podium și să fii mândri când ascultăm imnul României. Da. Îți mulțumesc mult, Gabi. Da? Ai fost mândru? Da. Bine. Te invit pe tine să ceri publicitatea. Publicitate. A cucerit publicul românesc și pe cel din străinătate cu prima sa melodie devenită hit. A dat peste cap toate topurile internaționale, iar Cartea Recordurilor a inclus-o în paginile sale numai puțin de 6 ori. Noi o considerăm o adevărată minune și ne bucurăm că este astăzi în premieră la Pro TV Internațional alături de tatăl ei, Cleopatra și Pavel Stratan. Bine ați venit în platoul nostru! Bună seara! Bună seara! Bună.